Domnului și de cele noastre, domnilor ambasadori, preacuviate părinte, domnilor director, colegi de muzee, stimați reprezentanți ai presei, domnilor și domnilor, bună seara! Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Astăzi, la primul eveniment pe care Muzeul Național Cotrocini este deschis la sediul său, în sensul că celelalte două locuri pe care l-am verificat, atât de numai la mare, cât și săptămâna trecută, au fost realizate în Trenerade, la Sofia și la Chișinău. Așadar, acesta este primul eveniment în deschiderea prima zi de la sediul muzeului. Expoziția de astăzi are o conotație deosebită. Este primul eveniment de acest gen organizat de muzeu de la înființarea sa din anul 1991, de la deschiderea sa. Este o carte de vizită a oricărui muzeu, modul în care patrimoniul din propriile colecții este păstrat, este conservat, este restaurat și apoi expus publicului vizitator. Există o tendință europeană, din ce în ce mai accentuată, aceea ca marile muzee să-și prezinte propriile colecții. Expoziția de față reflectă interesul pe care conducerile anterioare ale muzeului le-au acordat achiziționării operelor de patrimoniu. Reflectă interesul pe care colegii și specialiștii din muzeu l-au manifestat de-a lungul celor 23 de ani de la deschiderea muzeului și chiar înainte ca să fie deschis, pentru achiziționarea și conservarea patrimoniului pe care dispunea muzeul la ora aceea și apoi a numeroase achiziții și donațiile care a beneficiat pe parcursul muzeului. Ele au fost selectate, așa cum vă spuneam, în primul rând pentru a ilustra conceptul expoziției. Și anume acelea de a prezenta doar o parte, o selecție din operele de cultură română.